Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul întrebării. Stați cu noi în această seară, pentru că am doi invitați foarte interesanți în studioul emisiunii, unul dintre ei, celălalt în legătură video, dar subiectele de astăzi sunt extraordinare. Suntem în pragul unei revoluții politice și nu numai. Sunt vești care au năucit astăzi lumea politică. Veți vedea imediat despre ce este vorba, așa că rămâneți cu Metropola TV și cu emisiunea Sub semnul întrebării. Bogdan Comaroni în studio. Salut, Bogdan. Bine. Bună seara. Și bine de asemenea, în legătură video directă cu noi, Cosmin Gușă. Salut, Cosmin. Să fiți iubiți cu tot, găsiți tuturor tău. Da. Astăzi avem, să începem cu această informație care sunt convins că nu i-a picat deloc bine domnului Klaus Iohannis. Cui ar putea pica bine o astfel de informație, o astfel de decizie a instanței, care practic a stabilit că domnul Iohannis este bun de plată, are de dat înapoi 260.000 de euro statului român într-un proces, unul din acele procese care deja trenează de multă vreme, dar astăzi a ajuns la final, un proces cu o casă din Sibiu, n-are rost să reluăm toate detaliile, pentru că întreaga națiune știe subiectul numit casele lui Iohannis. Nu-i pică deloc bine această informație, sunt convins, domnul Iohannis, mai ales că se află și într-un moment în care ar fi trebuit să fie ceva mai liniștit domnia sa, aflându-se la adunarea generală a ONU, alături de șefi de stat importanți, și s-a aflat că are de plătit 260.000 de euro. Întrebarea însă este dacă această nouă veste, care se adaugă la suita de vești proaste pe care le-a primit Klaus Iohannis în ultima perioadă, va avea vreo influență în ceea ce înseamnă procesul electoral în care ne aflăm în momentul de față, Bogdan Comar. Teoretic, vestea e foarte proastă, pentru că nu atâta din punct de vedere al banilor, și pentru că Iohannis, prin tot ceea ce făcea în ultimul timp, țintea imunitatea. Adică tot ce dorea, ba, se juca cu NATO, se propunea singur la NATO. Asta era miza lui, imunitatea? Da, e logic, pentru că, din punct de vedere penal, într-o chestiune de una dintre case, e cu o mare problemă de moștenire, de falsus, de fals, dosarul, mă rog, s-a suspendat, s-a oprit, că a devenit Iohannis președinte. Noroc, Cosmin. Problema e că în momentul ăsta Iohannis, deci cu această imunitate, tot spera să se ducă, să o prindă la UE, undeva, să-i dea undeva pur și simplu un job în care să fie imun. Imunitatea nu scăpa de plătit banii ăștia. Păi da, dar problema e în felul următor, că banii ca banii, că e o chestie, sentința până la urmă e civilă, adică da, era o moștenire cu una din Miami, care prietena cu nevastă sa, care veni și avea nevoie de niște chestii. În urma acestui dosar, nu vreau să intru în amănuntele lui, s-a constatat și treaba asta cu calsa, cu ilegalitățile făcute cu tot, și în urma lor, din punct de vedere civil, a zis domnule să dea casa înapoi, să dea banii, să fie dat. Problema e următoare. Întrucât există suspiciuni de falsus, de fals ilegalități de tipul acesta, pe lângă faptul că ai de dat banii, la o sesizare sau autosesizare pe care o poate face parchetul și intră în dosar pe și în situația acestei case, din nou intri într-o chestiune care devine penală. Și atunci ai nevoie de imunitate. Chestia cu Senatul îi dădea lui Iohannis. Stai, că ajunge și acolo. Eu nu cred că este tranșată chestiunea cu Senatul, adică domnul Iohannis nu mai candidează la Senat sau că nu are posibilitatea să candideze. Dar vreau să întreb pe Cosmin Gușă, pentru că aici vreau să, și te provoc și pe tine, de asemenea, Bogdan, ba chiar și pe cei care ne privesc, să-și pună această întrebare. Cosmin, suntem pe ultima sută de metri a mandatului lui Klaus Iohannis, al doilea. Întrebarea e așa, l-au lăsat din brațe pe Klaus Iohannis protectorii lui intern, dar și extern? Pentru că se află într-o situație destul de bizară în ultimele zile, cel puțin, când, iată, primește o palmă de la Marcel Ciolacu, n-are viitorul prea sigur, apropo de imunitatea de care vorbeam mai devreme. Și primește palma după ce părea că e sigur, adică săptămâna trecută era că votăm. Iar acum, după ani de tergiversări, lungiri de termen și așa mai departe, dintr-o dată, ce să vezi, cu două luni înainte de terminarea mandatului, să dă în sfârșit și sentința asta, deși ANAF-ul aleargă de ani de zile să prindă, să recupereze aceste sume de la Klaus, de la familia Iohannis. Deci, l-au lăsat din brațe? Mai mult decât atât, al și aleargă, nu neapărat pe el, dar o să dau argumente care o să justifice că îi aleargă oamenii din cercul lui zero, din camarilă. Dar având în vedere că mă simt foarte bine în această distribuție,
Vreau să fac, să fac o aducere aminte ca să vă dați seama cam de unde a plecat Klaus Iohannis. Și doi, să spun că domnul Iohannis a intrat penal în acest mandat și a ieșit penal. Încep cu a doua. În 2014 mă întreabă Băsescu, ne împăcasem de vreun an de zile, poate nu chiar un an, și zice, păi, aș pune-o pe Elena să candideze. Păi zic, pune-o dacă vrei, da? Deci dacă tu stai în spatele ei, la cât de prost stai cu imaginea, nu o să facă mare brânză. Dacă te dai la o parte din spatele ei și o lași în pace, are șanse. Elena vrea să candideze, Elena Udrea. Da. Și el zice, păi ce, că e Ponta, Iohannis, Iohannis e penal? Zic, cum e penal? Deci are aia cu anii, ăștia o să-l invalideze, bă, ăștia rămân fără candidat și în finală Ponta cu Udrea. Bravo, zic, dacă ăsta e planul, e bun. E un plan bun, poate să intre în finală, într-adevăr. Iohannis, într-adevăr, a avut acea problemă la anii, de care l-a salvat Coldea, dintr-un singur motiv. I-a fost frică că l-arestează Ponta. Cum ar fi în 2014, acum 10 ani. Da. Acum 10 ani și o săptămână era ziua lui Victor Ponta. Și vorbeam cu Ponta niște chestii, era prim-ministru. La Vila Lac acolo mă întreba el ceva cu America, cu nu știu ce. Și apare Gabi Oprea în încăpere cu telefonul. Vom un telefon ăla, o cărămidă de aia specială. Era ministru apărării în perioada aia. Zice, domne, domne, domnul prim-ministru, vrea cineva foarte important să vă zică la mulți ani? El, dacă e important, dă-l încoace, zice Ponta. Zice, domne, mă scuz un pic să vorbesc. Zice, dar cine e? Și dă ăsta telefonul, cărămida, îi dădea așa lui Ponta telefonul și zice Gabi Oprea, îi zice, e domnul general Coldea. Nu vreau să vorbesc, bă, cu ăsta, și-l bag și la pușcărie. Pune să pună Gabi Oprea mâna pe telefon să nu se audă. Îți dai seama că s-a auzit. A, deci asta a e... de la asta s-au luat. Ăla a fost momentul în care... Deci fix acum, dacă ziua lui Ponta a fost pe 20 sau pe 21 septembrie, fabulos, da. Este fix acum 10 ani. Uh-huh. E la Vila Lac s-a întâmplat asta, acolo unde mai invită, cred că a fost fiecare pe acolo. Și în fața mea s-a întâmplat. Și să vezi, că nu se termină. Gabi Oprea se înroșise, se albise la față, ținea asta și zice, Cosmin, Cosmin, te rog, te rog, să vorbești tu cu el. Păi zic, nu e ziua mea, mă. Păi ce, nu, dar mâine e ziua lui. Și ce dacă? La mulți ani, zice ăsta, nu știu ce, și vrea cineva să vorbească. Păi să m-am luat telefonul, eu care eram dușman de moarte cu ăsta. Dom'le, din incidentul ăsta, zic, nu știi ce reții, treaba ta ce reții, dar e ziua ta, mâine la mulți ani să trăiești, o floare și un praz verde. Asta a fost întâmplarea care l-a făcut pe Ponta să piardă alegerile în 2014, vorbim de luna septembrie, când cu toată forța, de-aia am făcut legătura, Coldea s-a pus în spatele lui Iohannis, nu i-a mai ieșit planul lui Băsescu să intre Elena Udrea în turul 2 alături de Ponta. Era bătaie. Ponta câștiga, bineînțeles, nu era o problemă. Dar era în turul 2. Nu mai erau acele probleme cu denunțul împotriva lui Chioveși și a lui Coldea. I-a scăpat de pușcării. Adică niște destine s-au modificat acum 10 ani în luna septembrie. Asta am vrut să vă aduc aminte. Iar legat de Iohannis, în 2009... cu 5 ani înainte, m-am dus să-l pețesc. Adică eu îl cunoșteam pe Iohannis din anul 2000, când a ajuns primar. L-am ajutat după aceea cu Sibiu, capitală culturală. Mă rog, aveam o relație. Era un primar ok, nevastă mea din Sibiu. Nu ne-am întâlnit foarte des. Rar, rar. Dar ne știam. Și m-am dus să-l pețesc pe Iohannis. Eram șeful de campania lui Joană. M-am să-l pețesc pe Iohannis ca să-l punem candidat de prim-ministru la Antonescu, la liberali. Ca să vină după aia în turul 2 să se facă tandemul Joană cu Iohannis, că altfel nu puteam să-l batem pe Băsescu, reieșea din calcule. Antonescu și cu Helvig nu-l cunoșteau pe Iohannis.
Și m-am dus eu, fiind prieten cu Helvig și cu Crin, amic așa, dar cu Helvig eram chiar prieten, m-am dus să-l pețesc pe Iohannis. El prima dată a crezut că îl pețesc pentru Joana. Ce, domne, dar sunt onorat, e partidul mare. Nu sunt chiar de stânga, dar mă acomodez. Zic, domnul Iohannis, dar nu pentru Joana, domne. Zic, trebuie să fiți la PNL, candidat de prim-ministru. După aia, în turul 2, pac, venim împreună. A, păi el e un partid mic. Zic, la, mic, mic, cum e, dar acolo. Face și Crin un scor și veniți după aia. Dacă sunteți de acord, zic, eu vorbesc cu ei și vin ăștia pe la dumneavoastră. Edi Helvig era șeful de campanie al lui Crin. Și bă, în vreo 10 minute îl conving, el e de acord și după aia l-am întrebat. Dumnezeu, zic, haideți să începem așa o discuție, că zic, e greu, e meciul cu Băsescu, cu SRI-ul, cu Colda, cu ăștia, cu... Bă. Zic, aveți vulnerabilități de-astea evidente, nasoale, cu banii, cu... Vai de mine, dar mă jignit. Dom'le, se întâmplă, test primar de 9 ani, se întâmplă în viață. Sunt, nu am de ce să-mi fie teamă și asta fac legătură cu asta cu casele. Era deja pornită. Deci, acum închid treaba. Mă rog, m-am împăcat cu ăsta, a doua zi au venit Crin Antonescu și cu Helvig, l-au pețit, l-au luat, l-au pus la București, candidat de prim-ministru. Dar el era penal încă de atunci. Nu mi-a spus adevărul. În mod normal, când intri într-o chestie ca asta, așa, ce trebuie să spui, da, dom'le, am o problemă cu niște, nu știu ce. Bine, Cosmin, mă întorc la întrebarea de mai devreme, am înțeles. La momentul respectiv a beneficiat de protecția și de sprijinul lui Florian Colde. Pe parcurs a beneficiat de imunitatea conferită de funcție, 10 ani de zile. Dintr-o dată... protecția lui Eduard Helvig, timp de 8 ani la SRI. De protecția lui Pahonțu și a lui Helvig și a oricui, a tuturor celor care, nu neapărat că e Iohannis, că e șeful statului, mă rog, bun, poate fi o chestiune mai largă. Dar ce se întâmplă acum? Adică, spun încă o dată, pare că începe un tăvălug de probleme pentru Klaus Iohannis. Asta e întrebare. L-au lăsat din brațe, gata, din momentul de față, toată lumea să uită către viitorul și Klaus Iohannis este lăsat singur în ochiul furtunii? Asta e întrebare. El are o imunitate cutumială. El nu dorește, practic, să-și mai pună un strat de imunitate, însă, cei din jurul lui care au dezvoltat afaceri foarte importante, și nu mă refer doar la Michael Schmidt de la BMW. Michael Schmidt de la BMW e plecat din țară de 5 ani, a devenit rezident la Marbella, unde are o mare casă în Spania, dar a devenit rezident și la Viena. Își petrece toate serile împreună cu amicul Hurezeanu. De-aia l-a pus el pe Hurezeanu, ambasador la Viena, ca să aibă ce să facă, l-a mutat din Germania la Viena, de la Berlin la Viena, din Germania în Austria. Și pe lângă Schmidt, în jurul lui Klaus Iohannis, în toți acești 10 ani a fost un cerc zero cu care s-a sfătuit. Sunt 5 sau 6 cetățeni români de origine germană, sași, cum ar veni, cu care și-a petrecut toate vacanțele, cu care stă la mare, cu care a avut conclavuri, știe Pahonțu, prin toate casele de conspirative din București sau de protocol. Ei, oamenii ăștia, nu toți, dar o parte dintre ei, au înțeles că sunt suspecți pe diferite zone de business, dar nu sunt suspecții instituțiilor din România. Se pare că ei se află pe lista biroului FBI de la București. Adică sunt pe lista americanilor. Atunci Iohannis s-a speriat și, având în vedere că el știe ce înseamnă asta, că a văzut cei de pe lista americanilor, ai lui Băsescu ce au pățit, Udrea, Cocoș și alții, mulți alții, unii mai mult sau mai puțin celebri, nu vrea să pățească așa ceva. Și ei sunt cei care îl împing, nu să-și ia imunitate de senator, că nu asta îl interesează, nu are nevoie de imunitate, ci să ocupe o poziție la vârful statului român prin care să poată să negocieze jocurile politice, să aibă ce negocia. Adică din președinte PNL să devină președinte la Senat, dacă se face majoritatea între PSD și PNL, să intre într-un scenariu. Dacă vine, nu știu, Joan în turul 2... Am înțeles, da.
Deci el vrea să poate să facă jocuri la vârful statului să român rămână în cărți. Să, da, să rămână în cărți ca să-i protejeze pe cei din camarila lui. S-a întâmplat un lucru incredibil, dar adevărat, cât se poate de adevărat, pentru că domnul Klaus Iohannis a avut de-a lungul anilor și un soi de camarilă din presă. Oameni care i-au cântat realmente ode și nu numai lui, ci și consoarte. Ne aducem aminte, spre exemplu, în anul 2014 de un celebru articol al jurnalistului Dan Tăpălagă intitulat Apariția primei doamne, în care domnul Tăpălagă lăuda în textul respectiv picioarele foarte frumoase ale doamnei Carmen Iohannis. Anii au trecut, suntem la finalul cel al doilea mandat al domnului Klaus Iohannis și Dan Tăpălagă revine cu un editorial, de această dată însă dărâmător la adresa lui Klaus Iohannis, pentru că Tăpălagă lansează o bârfă uluitoare în legătură cu șeful statului. Despre ce este vorba, ne va spune chiar Dan Tăpălagă. Priviți! Să fi fost chiar la începutul primului mandat și tot la o deplasare în New York, prima în calitate de președinte. Toată administrația prezidențială intrase în priză după o solicitare mai puțin obișnuită pentru un șef de stat. Klaus Iohannis ceruse ca hotelul unde urma să fie cazat să fie dotat cu toaletă la o anumită înălțime față de pardoseală, nici mai sus, nici mai jos. Cum înălțimea vasului de toaletă la hoteluri este cam standard, angajații de la Cotroceni au scotocit prin tot New York-ul zile în șir după tronul potrivit. Acesta este momentul în care toată lumea a înțeles, încă de acum 10 ani, că noul președinte este puțin altfel. Confortul personal mai presus de toate. Toate celelalte au venit apoi cumva natural. Paltonul aruncat pe capotă când i s-a părut că nu i se acordă atenția cuvenită unui șef de stat, pasiunea pentru golf, vila renovată cu bani grei în aviatorilor pentru viitorul președinte pensionar, avionul privat de lux, apetența pentru călătorii exotice, lungile dispariții din spațiul public, tăcerile sale asurzitoare, oroarea față de orice criză care tulbură liniștea Palatului Cotroceni, candidatura la șefia NATO, dorința de a primi o funcție importantă la Bruxelles, în fine, toate pretențiile sale tot mai mari pe măsură ce se apropie de finalul mandatului. Poate că și-a început cariera de împărat cu un capac de WC-ul adaptat înălțimii sale și cu un palton aruncat nervos, dar termină, iată, glorios. Împăratul vrea acum un tron cu orice preț, dacă se poate, mai important decât vasul de toaletă comandat special la începutul mandatului, pe care să se instaleze cu tot confortul și după ce va pleca de la Cotroceni. Imediat despre ce se întâmplă, apropo de legea pentru Iohannis, despre cearta între PNL și PSD, însă genul ăsta de bârfă, da, aruncată de un, nu e vreun ziar de cancan, e Dan Tăpălagă, da, așa, G4 Media, greu. Deci, că Iohannis era preocupat de înălțimea vasului de toaletă, asta e dărâmătoare într-un astfel de context, pentru că oamenii au probleme, bani, inundații, certuri politice și te gândești, bă, Iohannis, ia uite ce preocupări avea el. Și mai contează când avea aceste preocupări. Ia uite la ce s-a gândit ăsta 10 ani de zile, să întreabă lumea. Bine, problema e că de ce vii ca Tăpălagă după nu știu după cât nu știu câtă vreme, da. 10 ani. O să ne spună că abia acum a aflat. Bine, și oricum, și preocuparea picioarele primei doamne după, mă rog, te ocupa de picioarele Monica Macovei, asta ce să zic. Dar problema în sine și Tăpălagă apare tot ca la un ordin, adică mie mi se pare că sunt foarte multe coincidențe azi. Ăla e la ONU, da, da. Azi îl lovesc cu casa, vine ăsta cu WC-ul, ăștia nu se înțeleg, vin PSD-ul, vine cu atacul, PNL-ul, mă rog, vine cu semi-atacul și se transformă într-o luptă internă, o să vorbim, dar într-adevăr, eu, la întrebarea ta, adică nu cred că din punctul ăsta de vedere electoral, că zice electoral pentru cine, adică faza cu WC-ul. Sigur, e o fază penibilă, e chiar penibilă. Îl cred în schimb pe Tăpălagă, adică nu cred că a inventat. Da, și eu, pare genul așa că... Na. Da? Da. Și îți arată dimensiunea lui Iohannis, preocupat la New York de vasul de WC, așa cum acum e preocupat de avioane cu piscină,
cum își pregătește ieșirea și cum vrea să joace până în ultimul moment. Eu am spus că, din punctul ăsta de vedere al lui Iohannis, el nu e dorit, nu mai e dorit de popor, se vede, poporul e enervat de prezența lui Iohannis, astfel încât orice povestire de tipul ăsta adâncește treaba asta și evident în detrimentul lui Ciucă, pentru că practic acolo se lucrează la prăbușirea lui Iohannis, la prăbușirea lui Ciucă, la tot ce înseamnă partea asta liberală, încât eu chiar mă întreb dacă la final PNL-ul nu va avea soarta evidentă a PNC-ului. Ne întoarcem imediat, doamnelor și domnilor, în urmă cu doar câteva minute. Rareș Bogdan, prim vicepreședinte PNL, are o postare pe pagina de socializare foarte dură la adresa PSD și a lui Marcel Ciolacu. De ieri seară începând, liberalii trag cu tunul în guvernul Ciolacu de parcă n-ar face parte din acest guvern. E un meci foarte interesant și trebuie să încercăm să vedem împreună cu invitații mei care sunt dedesubturile acestei partide care se joacă la intensitate maximă acum, dar și în zilele ce vor urma. Revenim rapid! Cu certitudine, eu nu am folosit niciodată ziua de 3 aprilie pentru că știam perfect, mi-aduc aminte unde eram pe 3 aprilie. Pe 3 aprilie eram în Cehia. Ați spus în primăvară, din câte știu eu. Primăvara este una, 3 aprilie este alta. Este aproape de 1 aprilie și este bine să nu păcărim. Și atunci de ce face Marcel Ciolacu cu acest joc? În acest moment, eu nu vreau să insist pe... avem lucruri mai importante. Eu mă aștept de la premier să vină cu deciziile legate de modul în care rezolvăm problemele de deficit bugetar. Mă aștept de la premier să vină cu modalități și decizii legate de absorpția de fonduri europene. Nu vreau să intru în aceste chestiuni. Deci n-ați avut nicio discuție pe această cu domnul Ciolacu. Am avut discuții cu domnia sa, de aceea am ținut să-i aduc aminte că una am discutat și alta s-a întâmplat. Este un subiect absolut nerelevant. Pentru noi relevant este ce facem astfel încât să putem să mergem mai departe în angajamentul nostru al Partidului Național Liberal față de români. Dacă nu reușim în politica din România să înțelegem care este nivelul și cum putem cu adevărat să facem politică pentru oameni, atunci stăm la masă și pierdem timpul. Deci coaliția s-ar putea să nu mai meargă după alegeri? La cum arată lucrurile acum, mai mult ca sigur. Un sentiment destul de ciudat de câte ori îl aud pe domnul Ciucă vorbind despre treburi politice grave, ca să zicem așa, Bogdan. Nu dau seama. Domnul Ciucă e deja un cal mort, e o rezervă a rezervei. Zici? Da, pe linia americană. Se și vede la... deci lucrurile au tranșate foarte clar. Ciucă era pe linia americană, era sprijinit acolo, eroul de la La Siria. Pe linia asta, Ciolacu cu Bruxelles-ul, a tot ținut-o și când s-au aliat prima dată, Ciolacu a zis că nu, s-a la Bruxelles, a zis Ursula, ba da, după au revenit și au făcut coaliția. Acum se și vede, atacul liberal e îndreptat asupra lui Ciolacu cu Bruxelles-ul. Deci când te uiți de azi de dimineață și de ieri, peneliștii sunt că n-a tras fonduri europene, da, că n-a venit nu știu ce, că vin cu dezvăluiri. M-am uitat și eu pe dezvăluirea lui prietenul nostru, Rareș Bogdan, care plină de date, de cifre, se vede că a lucrat cineva foarte mult la IAP acolo, la Bruxelles. N-am putut să mă uit decât în diagonală, dar este tot legată de Ciolacu, că n-a tras la PNRR. Și că comparația n-a venit... făcută cu guvernul Ciuc. Da. În 6 luni de zile, guvernul Ciuc exact. a mers, a dat tot. Și acum au venit socialiștii și au dermat tot. Deci, atacul se face la stăpânii de afară, ca să fie clar, nu se face pe aici în interior, nici nu interesează pe ăștia, nici pe Iohannis, nici... adică tu crezi că dacă pe Iohannis se interesa părerea poporului, ajungea în situația asta de a fi un președinte urât de popor la final, cu o cotă infimă, cu niște jocuri în care prăbușește și toată economia României după ce a vândut tot ce s-a putut vinde. Și asta zic,
foarte multe coincidențe care se petrec și pe final de mandat Iohannis, inclusiv pe părțile cu interesele globale, globalizarea economiei. Vreau să lămurim o chestiune. Săptămâna trecută, în zi de joi, chiar vorbeam cu producătorul emisiunii, pesediștii, și te întreb, Cosmin Gușă, fii atent la chestia asta, poate ai vreo informație de culise. Deci, joia trecută, număram cu producătorul emisiunii pesediștii care... Toți sunt de acord. Erau de acord cu modificarea legii pentru ca Iohannis să poată candida. În fruntea lor, celebrul Daniel Zamfir de la PSD, care spune, da, domnule, președintele are dreptul să candideze, e firesc să candideze. Și ne-am dus în weekend cu toții, cu sentimentul oarecum frustrant că se face adevărat o lege pentru un singur om, și anume Klaus Iohannis, dar că PSD și Ciolacu, vota. Și Ciolacu inițial și Ciolacu a zis că da, după care am intrat în weekend totuși de la Ciolacu cu o chestie care pe mine m-a mirat. Care a zis luni. Luni a zis și o fază, zice, dom'le, totuși nu cred că e nevoie de o lege de modificare a legii. Adică... Luni însă a avut loc ședința PSD-știlor, la care... a ieșit cu scântei toată chestia și a spus nu putem să modificăm legea pentru un singur om și așa mai departe. Da, dăm voie te înainte să zic, păi dăm voie că te las pe Cosmin. Da, te rog. Întâmplarea face, dar uite, cei care ne urmează, nu știu dacă eu sunt în situația fericită de a fi fost azi la voi, invitat în alte două emisiuni, da. Așa că părerea mea, voi știți, dar o spun și eu. Te rog. Eu sunt absolut convins că din punctul ăsta de vedere, Iohannis a fost lăsat din brațe de către sistemul intern și extern. Mai ales extern, cel extern, cel extern de forță, ăla la care Iohannis a tot cerșit funcții și care pe rând au refuzat și au fost și ea și ea agasați. S-au lăsat în offside. Și au zis, bă, nene, n-avem nevoie de ăsta în sistemul nostru. Noi avem un sistem de castă tot. Iohannis a fost în sistemul de castă cât a fost președinte, a vândut ce se putea vinde din economie, din tot ce se poate contribui la treaba asta, a stat și a executat ordine acolo, dacă vrei, ți le reiau, inclusiv pe parte de energie, de armată, de tot, de Big Pharma, de tot, ți le reiau dacă vrei, adică pentru CNA, dacă e cazul, dar a și asistat la multe secrete și multe discuții cu ușile închise. Deci Iohannis e într-o postură în care cunoaște foarte multe despre una, despre asta și mai ales despre deciziile luate, despre secretizarea anumitor chestii. Și atunci ăștia de afară n-au nevoie de Iohannis în sistem, pentru că îl văd cum e, nu te ajută la nimic și mi-au găsit postul lui Iohannis. Pentru că nu poți să te duci cu unul care abia vorbește să se aibă o funcție reprezentativă în acest sistem birocratic de forță și care. Și atunci pe Iohannis a zis, băi, îl lăsăm vouă România, dar garantăm pentru el că îi dați o funcție acolo mare și să aibă și imunitate și tot ce îi trebuie lui Iohannis. Asta s-a întâmplat pe scurt. De ce? Pentru că îți pui întrebarea. Fii atent, și termină, Cosmin, mă scuz un pic ca idee. Îți pui întrebarea, păi dar de ce le e frică, mă, până la urmă răstura din PNL de Iohannis? Că e la final de mandat, e poporul, nu mai vrea. E ăla care a dat economia, este dus acolo cu, la tot ce înseamnă sistemul și branșat la globalism și la bugetul multicorporatist. Și atunci te întreb, bă, de ce le e frică? Că putea să vină și Ciucă. Pentru că din punct de vedere electoral, tocmai câștigi dacă te dezici de Iohannis, nu dacă te duci să îi execuți ordine. Și atunci singura explicație este că cei doi, adică Ciucă cu Ciolacu, care răspund imediat la ordine, care vin de afară, trebuie să execute acest ordin. Sunt convins că între timp Ciolacu a zis, din punct de vedere electoral, ne prăbușim dacă stăm cu ăsta de gât și ne ducem la fund. Și atunci, cu derogare sau fără derogare de la Bruxelles, a spus clar, PSD-ul nu merge cu... Klaus Iohannis a avut, Cosmin, o primă reacție cu privire la legea PNL care i-ar permite să candideze la alegerile parlamentare și zice așa, dar abia acum, zice, după ce, repet, de o săptămână întreagă, suntem în plin scandal, zice. Dați-mi voie să lăsăm chestiunea de candidatură sau nu, sau ce facem în perioada următoare, pentru o discuție care va avea loc în România, dacă este despre România, zice Klaus Iohannis. Dar despre această lege pot să vă spun și acum că pentru mine este foarte clar. Nu am dorit o lege pentru mine, nu doresc o lege pentru mine și pot să vă spun cu certitudine că voi avea grijă ca această lege să nu existe. Nu este posibil să se facă o lege pentru o persoană și atunci cred că m-am exprimat foarte clar. Nu va exista această lege și nu doresc eu personal să existe, a spus Klaus. Dar de ce nu spune că nu candidează? Dar de ce nu spune că nu candidează la Senat? Cosmin, de ce n-a spus-o joia trecută când a ieșit Fenechiu, domnul Daniel Fenechiu, să ne spună că a făcut o lege de modificare a legii prin care să poată... Dar n-a zis președinția că nu candidează nicăieri inițial, tot săptămâna trecută? Da, deci nu, de ce n-a venit Iohannis? A zis că nu candidează. A zis că... Da, bine, am înțeles, dar... Cosmin, te rog. În altă... Să luăm cronologic.
În mod evident a existat un blat subteran, Ciolacu Iohannis, și voi l-ați remarcat prin declarațiile PSD-știlor făcute în ziua de joi. Inclusiv Romașcanu, nașul de cununie al lui Ciolacu, ăsta purtătorul de cuvânt e naș de cununie la Ciolacu, ei sunt între ei, a venit și a spus, cum, domnule, să nu candideze președintele, nu e corect. Maestrul tău, Ion Cristoiu, în editorialul lui, a spus, hai, domnule, președinții, trebuie până la maestru, te rog frumos, nu te lua de maestru. Da. Să ne respectăm președinții, bun. E, bomba s-a petrecut în județele Bihor și Cluj. Acolo, așa, în acest weekend, vineri și sâmbătă, în vizitele sale electorale, lui Marcel Ciolacu i s-a dat praf de putut, cum se zice, nu? Să poți, să ai curaj, să nu știu ce. Și și-a schimbat discursul, a primit asigurări că nici Pahonțu, nici Iohannis nu îi vor aresta baronii și să scoată o decizie în unanimitate luni dimineața împotriva lui Iohannis. Acum, ca să fim în regulă cu CNA-ul, eu știu ședințele, adică am informații de la ședințele cu liderii din Transilvania care l-au însoțit, au avut ședințe informale în seriile pe care le-am menționat și în ultima ședință aia de sâmbătă le-a spus, gata mă, duminică dăm drumul la treabă, duminică după amiaza, luni luăm decizia, suntem în regulă, nu vă arestează Pahunțul, că nu poate. Desigur că doar SRI-ul putea să-i dea asigurarea asta lui Ciolacu. Care Ciolacu? Aici sper să fiți de acord cu mine. El este creația politică a lui Eduard Helbig. Edi l-a protejat după ce a ajuns președinte la PSD, după Viorica Dăncilă, pe care tot Edi o protejase, ca să poată să-i facă joc în finala din 2019, să poată să învingă Iohannis ușor. N-a avut amestec în punerea în funcție a lui Ciolacu, asta pot să vă spun că eram în zonă, dar după aceea l-a preluat. Și l-a preluat, l-a ajutat, s-a impus în partid și Edi Helbig n-a plecat din funcție, vă reamintesc, n-a plecat din funcție, deși o planificase încă din primăvara anului trecut, decât după ce a reușit să-l instaleze pe Ciolacu prim-ministru și după ce a terminat cu greva profesorilor. Vă rog să vă faceți aminte, doar pe 3 iulie 2023 a plecat Eduard Helbig din funcție după ce a devenit prim-ministru Ciolacu. E previzibil, nu l-am întrebat niciodată pe Helbig chestia asta, dar e previzibil că l-a lăsat în grijă acolo la SRI și informația senzațională este că și Iohannis a înțeles că de fapt SRI-ul nu acceptă să se perpetueze la vârful puterii în acest fel. Și dacă SRI-ul nu acceptă să se perpetueze pe cale de consecință, știm că nici partenerul strategic american de care SRI-ul ascultă din sculare în culcare nu acceptă pe Iohannis să se perpetueze. Asta este demonstrația logică, repet, pentru CNA. Toate informațiile din Transilvania și de faptul că acolo s-a primit mesajul și au fost ședințe și le-a spus Ciolacu că are această asigurare de la SRI, le-am de la lideri PSD, nu cred că trebuie să-mi dezvolui sursele, dacă aveți problema la CNA, vin la CNA în ședință și o să, nu o să spun care sunt liderii PSD. Hai să continuăm, eu sper să nu avem niciun fel de problemă, că, mă rog, e o discuție. Da. Deci Iohannis a căzut secerat de partenerul strategic care și-a mutat, după cum a intuit încă de acum 2 ani Bogdan Comaroni, care și-a mutat sprijinul aproape total în spatele lui Mircea Joană. În acest moment nu înseamnă că Joană și câștigă, dar înseamnă că dacă, spre exemplu, Kamala câștigă pe 5 noiembrie, în cele 20 de zile, hai, 15 zile până la alegeri, că o să mai adaste un pic pe acolo, eu mă aștept și la un mesaj public de susținere pentru Joană din partea Kamala Harris. Interesant. Mie mi se pare mai interesant, adaug la ce zice Cosmin, e că Ciolacu și o să vedeți, adică asta e părerea mea. El nu vrea să fie președinte. El vrea să rămână premier. Și okay, dar tot eu spun că Ciolacu, dacă te uiți, n-a venit să dezvoltăm. Dar dacă te uiți, o să vezi că face aceleași jocuri și cu tot, tocmai ca să devină Joană președinte și el să rămână premier. Cum s-a trasat de afară? Dar dacă vrei, poți să-ți fac și demonstrația. Da, hai să ne întoarcem puțin la chestiunea asta. Pentru mine este uluitor acest mesaj transmis de domnul Klaus Iohannis de la New York, pentru că el se întâmplă în zi de miercuri, la aproape o săptămână
după ce în țară a avut loc un adevărat măcel politic. Ba că modificăm legea, ar putea să iasă domnul Iohannis joi seara, de exemplu, și să-i spună domnul Daniel Fenechiu, retrageți proiectul ăla de lege, că nu v-am cerut așa ceva, mi se pare o prostie, nu trebuie să o faceți pentru un singur om. Nu poți să aștepți aproape o săptămână și după aceea să ieși ca împăratul. Dar săptămâna asta l-a îngropat pe Ciucă, fratele meu. Da, adică categoric. E ce zice Bogdan Comaru. Da, am scăpat de unul. Săptămâna adică asta l-a îngropat pe Ciucă. Stilul american, cum se zice, one down, one to go, nu? Deci, Ciucă nici n-a mai existat în spațiul public. Domne, trei zile, ascultați-mă, asta, apropo, întrebați-l pe Rareș, că tot l-ați pomenit, mai de capul lui. Ciucă a vorbit singur prin partid și m-a întrebat din când în când pe ăștia în weekend cum s-a dus în vizite. Domnule, dar cu ce am greșit? Cu ce am greșit lui Klaus Iohannis, că l-am ascultat? De ce îmi face chestia asta? Că m-a omorât, m-a nu știu ce. Și nu-l vedeți că nu-și mai revine? Auzi, mie mi-a devenit simpatic Ciucă după momentul ăsta în care l-a batjocorit Iohannis în halul ăsta. Sigur că nu o să-l votez, dar mi-a devenit simpatic. Nu mi-era simpatic Ciucă deloc, nici după emisiunea de la Dinescu. Nu mi-era simpatic, bravo că l-ai prins pe Ciucă că nu e bucătar bun, dar ne-ai demonstrat că tu ești bucătar bun, Robert Turcescu. Dar acum mi-e simpatic Ciucă, să știți. O să țin cu el, cu auzi, un da, public, așa. Auzi, Cosmin, dar nu ți se pare că nu ai mai vorbit, dar e, uite, de spus și public. Nu ți se pare că demența asta care a apucat pe liberal, că acum zic pe bune, că... Bă, deci, da, toate, uite, deci fii atent. Iohannis, conform tuturor informațiilor, era că nu că își negociază numai el venirea la Senat, ci vine cu o întreagă liotă, ca să nu zic haită, da? Ei, haita aia de consilieri, de oameni ai lui, care sunt în ministere, în tot, în partide, nu știu cum, pe care vrea primii pe listă, înseamnă sinucidere pentru ăștia alți din PNL, care vin să, să-l apere acum cu... Pentru... Păi de ce? Pentru că, nu ca să înțeleagă lumea. Stai ca să înțeleagă. Înseamnă că pe listă ăștia o să fie mai jos, da? Pe Ligia Deca, pe locul întâi la Camera Deputaților. Doamne. Îți dai seama că Șoșoacă, Simion, Lasconi o să spună în felul următor. Nu votați lista PNL. E omul lui Iohannis, e camarila lui. Ăia de la Dolj, via Olguța Vasilescu, că nu vrea să-și pună alt consilier. Nu votați lista lui Iohannis. Deci ăsta își pune în câteva județe și omoare pe aia pe toți, nu mai fac scor, pentru că eu am văzut ce reacții sunt pe stradă la Iohannis, fraților, eu stau la țară, acum, voi stați la oraș. Întrebarea care vine, Cosmin Gușe, e următoarea. Domnule, liberalii chiar nu înțeleg în momentul de față că domnul Iohannis e o piatră de moară, că oamenii domnului Iohannis... Dar ce să-i... Cum n-au ce? Ce? Dar de ce n-au ce? De... Robert, crede-mă. Hai să vă explic scena de la Cotroceni. Sâmbătă, dinaintea Consiliului Național, așa, când s-a lansat Ciucă, după amiază s-a dus la inundație, a chemat Iohannis la Cotroceni pe Lucian Bode, secretar general, doi prim vicepreședinți, Motreanu și Curareș Bogdan și Ciucă. Toate chestiile astea ei le-au povestit după aia în partid, la cercul puțin mai larg acolo. Flutur n-a fost chemat, foarte interesant. Și atunci le-a zis în sâmbătă aia, le-a zis, voi candida la Senat. Ascultați ce vă spun, e 100%. Și Rareș e singurul care a băiguit ceva și a zis, da, domn președinte, în regulă, la Sibiu, nu? Nu, domnul Bogdan, la București. Și eu voi pune oamenii după mine și voi pune și oamenii de la Camera Deputaților pentru că nu doresc să fiu compromis. Eu voi verifica listele de la București. Bă, i-au tăcut după aia. Motreanu n-a zis un cuvânt în toată ședința. Ciucă nu și-a dat seama la început ce se întâmplă și care de fapt e vestea. Da, să ne organizăm, să dăm lege, să facem nu știu ce. Iar după aia Iohannis a zis, domnul Ciucă, greșiți că sunteți în acest birou. Trebuia să fiți alături de Ciolacu, să nu-și facă imagine singur. S-a suit Ciucă în elicopter, s-a dus acolo. Iohannis l-a trimis. După aia zice ăsta Bode, ce domnule, avem o problemă mâine. Care este? Nu vrea să vină domnul Bolojan și e problemă pentru unitatea partidului, pentru... Bolojan nu este problema voastră, puneți-i un scaun pe scenă. Bolojan a venit a doua zi, Bolojan își închisese telefonul, nu le răspundea la ăștia la telefon, Iohannis l-a adus cu arcanul și l-a pus pe scenă. Adică asta e relația lui Iohannis cu ei. Ăștia sunt niște cățeluși. Au dreptate Ludovic Orban, din nefericire. Adică înseamnă că noi, ăștia a făcut sluși nedemne. Indiferent cum să termine această aventură, domnul Iohannis este și viitorul președinte al Partidului Național Liberal.
Sau Eduard Helvig. Este o bătălie între el și Eduard Helvig în acest moment. Da, aici sunt de acord. Păi, pentru liberal, Iohannis nu mai e scheletul din dulap, ci e chiar dulapul cu totul. Adică e... Da. Dacă Eduard Helvig reușește să-l blocheze pe toate părțile, dacă își propune chestia asta, cred că se blochează singur, pentru că, repet, americanii au dat un semn foarte clar lui Iohannis că nu mai este dezirabil, atunci o să avem un PNL condus de Eduard Helvig și atunci ceea ce spune Bogdan Comaroni, apropo de înțelegeri, între mai mulți, e mult mai simplu. Adică creatorul omului politic la vârf, Marcel Ciolacu, care este Eduard Helvig, o să aibă o relație foarte bună cu posibilul viitor prim-ministru Marcel Ciolacu. Sigur, Marcel Ciolacu are în continuare șanse să fie președinte. Este foarte bine protejat. Eu n-am văzut om mai vulnerabil care să fie atât de bine, protejat. Nu a existat și acum suntem toți trei cai bătrâni, mai puțin domnul Turcescu, care este mai tânăr și jure. Veșnic tânăr, te rog frumos. Da. Veșnic așa. Tânăr și... Ferice. Băi, chiar m-am gândit că nu m-am îmbrăcat bine, având în vedere că tu ai un public preponderent feminin. Trebuie să mă îmbrac și eu mai bine, să fiu... S-au mai schimbat lucrurile, dar... Vorbim despre foste iubite ale lui Robert Turcescu, pentru că între timp a fost bine disciplinat de către soția lui, dar pe vremuri... Robert Turcescu avea niște... Bârfe nedemne dintr-o emisiune care se dorește a fi foarte serioasă, da. Să revenim totuși. Da, mai glumim, bă, și la final. Tu crezi că lumea vrea să ne vadă numai acum? Uite, ca să vă fac în ciudă, vă spun că mi-am pus un pinot gri la frigider și după această emisiune care mi-a plăcut foarte mult, de Segarcea, nu dau marca. Îl pun acolo frumos... Închin în cinstea voastră. Bine, cred că ești destul de aproape de București, prin urmare putem să venim și noi către tine, nu-i asta? Oh, sunteți oaspeții mei, dacă puneți să-mi aștept. Totuși nu m-am lămurit până la pinot gris și așa mai departe, nu m-am lămurit cu o chestiune și nu mi-ați răspuns la treaba asta. Că am vorbit și cu maestrul Ion Cristoiu astăzi și era la fel de derutat. Până la urmă, noi acum, la momentul la care se ceartă, iată, n-am mai difuzat, dar dacă vreți, rog regia să le pună pe ecran. Domnul Siegfried Mureșan, mare om politic și ăsta, vorbește despre faptul că guvernul Ciolacu n-a atras fonduri europene. Îi răspunde domnul Căciu de la fonduri europene. No, domne, nu știi tu câte fonduri am tras noi și vine cu statistici și mai departe. Vine Rareș Bogdan și spune... Nu, până la el a mai venit un liberal în scapă care zice că Căciu face confuzia între atragere și contracte. Deci Tot, e o nenorocire întreagă. Deci se ceartă întreg cu această... Dar vreau să înțeleg, avem de-a face cu o scenetă, avem de-a face cu o scenetă din care câștigă ambele partide, și PNL și PSD din această... Și mai e un lucru foarte important. Dacă această coaliție nu se mai înțelege, ea moare, practic, sau e pe cale să moară acum. De hoitul ăsta al coaliției PNL-PSD vor trage așa în spațiu public până la alegeri și poate chiar și după alegeri? Da. Da, adică vor trage până la alegeri, nu să se... Dar e o scenetă ce vedem, da, pentru o ceartă că... pe bune, adică mai puțin și... Nu. E problema în felul următor. Scenetă, nescenetă, ideea așa. Nu, ce e din punctul tău de vedere? E chiar pe bune se ceartă? Din punctul meu de vedere este o dovadă care România politică nu mai e făcută de politicieni, ci e făcută din afară cu dictat. Pentru că eu revin la întrebare, că ați spus și tu și Cosmin, ați spus că ea tremură în fața lui Iohannis, iar eu vin și vă întreb, da, de ce tremură? Da. Că la, la final de mandat e pa și a și da răspunsul implicit, că e de afară, că se știe, așa, că nu știu ce, că Iohannis e stăpânul. Bolojan, ai văzut, i-a făcut pac, a venit, l-a trimis pe ăla la inundații. A venit și te întreb de ce se întâmplă treaba asta. Deci, și te întreb logic, de ce se duce PNL-ul la sinucidere? Pentru că ceea ce face PNL-ul în momentul ăsta, cu Ciucă, cu toate alea, în rog să ridice pe Ciucă, legătura cu Iohannis, cu tot, prăbușește PNL-ul. În opinia mea, sigur că aici Cristoiu are dreptate, maestru, că nu înțelege. E greu de înțeles să faci chestiuni ilogice, dar e foarte ușor să le înțelegi. Asta zic, dar e foarte ușor să le înțelegi dacă cauți în urmă, exact. Și am explicat aici și eu și tu și Cosmin. Haideți, am eu o părere aici. Te rog. Și de-abia aștept să îi se comunice maestrului, care sigur se uită la, cum îi zice Zoi, maestru, domnului Cristoiu. Hai, zic că avem 2-3 minute, da. Dom'le, stai că zic pe scurt. Vezi, te-ai enervat de la pinot gris și acum gata, nu mai răbai. Ți-am spus până la maestru, nu te iei de maestru Cristoiu. Cu publicul feminin, da. Știu de ce te-am enervat, da, e adevărat. Am făcut-o intenționat. Așa. Dom'le,
Scorul mic al PNL face parte din proiectul de dărâmare a lui Klaus Iohannis, să vă fie clar. Deci, Klaus Iohannis nu poate să fie dărâmat de la putere dacă PNL-ul, sub coordonarea lui, are scor mare. Corect. PNL-ul se va descurca sub președinția lui Eduard Heldic și dacă are scor mai mic, va fi atras la guvernare. Și atunci... Exact, exact asta zic, Cosmin, zi mai explicit, ca exact asta vreau să zic. Deci se face totul pentru o schimbare de gardă, da? Deci e toată șmecheria făcută ca să se schimbe garda. Garda, nimeni nu mai are nevoie de Iohannis, asta este demonstrația. Se schimbă garda total. Cearta asta este de paradă, la PNL. Trebuia să dau și răspunsul direct. Da. Cearta este de paradă ca să acopere scandalul Iohannis. Ei nu se ceartă, de fapt, ei colaborează foarte bine. Ciucă vorbește non-stop la telefon cu Ciolacu, fiți serioși, n-au întrerupt comunicarea. Există o compătimire pentru Ciucă din partea lor, pentru că este sacrificatul în războiul în care victima trebuie să fie Klaus Werner Iohannis, dar în rest nu o să vedeți. Așa, mai, și mai zic ceva, Cosmin. Cosmin, că e vorba de coincidențe. Acum poate înțelege toată lumea ce am vorbit, că ai fost și tu invitat în emisiunea aia, alături de mine când a fost chemat Robert, și poate acum înțelege lumea ce am vorbit de atunci când am dat săgeata că Crin Antonescu n-a venit întâmplător. Și n-a venit întâmplător tot de la zona din Bruxelles, cu tot și-a răscolit partidul. Da, de schimbarea de gardă, pe care ni se anunță clar, pe linia... a ieșit public pentru că l-a rugat Eddie Helvig. Exact! Deci linia de schimbare de gardă pentru ăștia, Ciucă, cu toți... Și acum ce îi vedem pe lupii tineri de la Bruxelles? Prietenul tău, Siegfried, cu toți ăștia, încearcă să se poziționeze. Te rog, până la apropuri de astea la adresa lui Robert, nu-i strica imaginea. Cu ghilimele, cu ghilimele. Păi nu, noi am dat că... Da, da. Adică nu-i prieten, nu-i prieten de Pinot Gri cu Siegfried. Ce dacă e drăguț? Trebuie neapărat să fie, nu știu cum, e... Robert e bărbat, bine, dar e bărbat normal, domnule, îi plac femeile, nu-i plac bărbații. Nu-i frumos ce ai spus acum, dar nu știu la cine te refereai. A, nu-i frumos ai zis, că... Ai zis-o așa, în general, pentru... Da. Bogdan Comanonez, mai înainte, că n-am vorbit clar, gata, am înțeles, v-a supărat de la Pinot Gri, amândoi. E foarte complicat, trebuie să admit, în momentul în care ai în studio doi oameni care fac presă de foarte multă vreme, dar cred că a fost o emisiune foarte interesantă, s-au rostit lucruri ca de obicei, pe care nu le auziți în alte părți, așa că fiți alături de emisiunea Sub semnul întrebării și mâine seară, când vă dau din nou întâlnire la orele 20 trecute fix. Acum rămâneți însă cu Metropola TV și cu dezbaterile Metropolei realizate de Radu Preda. Ne vedem mâine seară, toate bune!